iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. O, ce veste în bucurătoare, cântăm toți cu sufletire, să vestească deci buzele noastre, Domnul ne-a dăruit mântuire. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. O, ce veste în bucurătoare, ia strâmpără orice dureri, Domnul de sus la noi se coboară, Cel Sfânt, ca să ne ridice la cer. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Amin. Amin. Din toată inima se cuvine ca și în această seară să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. În cele ce urmează vrem să facem o rugăciune în care să cerem ajutorul Domnului peste noi în această seară, peste cuvântul Său și peste întreaga lucrare. Și vrem ca și în seara aceasta să simțim prezența Lui în mijlocul nostru. Chiar dacă nu suntem așa mulți, vrem ca a Lui prezență să fie simțită în inimile noastre și în mijlocul adunării Lui în seara aceasta. Haideți să venim așa cum suntem înaintea Domnului, cerem ajutorul Lui și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga lucrare. Amin. Amin.
Amin. Așa cum suntem, deschidem Sfânta Scriptură de la Matei, capitolul 2, începând cu versetul 19, pagina în Biblie 924. Matei, capitolul 2, începând cu versetul 19 în jos. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galileei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat Nazarinean. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dorim în continuare și în această seară să continuăm momentele noastre de sărbătoare. Chiar dacă suntem mai puțini la număr în seara aceasta, probabil unii s-au obosit, în ultimele două săptămâni am fost foarte des în casa Domnului. Unele împrejurări am fost silit ca să fim aici, sau silit să fim aici, dar în ultimele împrejurări, cred că fiecare din noi am avut alegerea dacă vrem să avem părtășie cu El în casa Lui de rugăciune sau în locul acesta, fiecare personal am făcut-o. Dorim în această seară ca tot ceea ce se va face în locul acesta să fie spre slava și gloria Lui. Amin. Și dorim ca cu toți să ne deschidem inima la cântare, cu toți să ne deschidem inima la cuvânt și cu toții să ne deschidem inima la tot ceea ce se face în locul acesta, pentru că mai mult decât prezența noastră în locul acesta, El ne vede pe fiecare în lăuntrul inimii noastre. Și doresc ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în această seară. După ce vom lăuda pe Domnul cu o cântare cu toți împreună, rog ca fratele Filimon din Italia, care ne vizitează biserica, să ne motiveze pentru următoarea rugăciune și dorim ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pe el și pe noi toți. Amin. În timpul cântării îl invit să vină în față. Astăzi vin și-mi plec genunchii înaintea Ieslei tale, copilași din altă lume, obosit de frig și cale, copilași din altă lume, obosit de frig și cale. Îmi plec inima și fața, copilași din zare albastră, și mă-nchin cu umilință, călători prin lumea noastră. Călători prin lumea noastră, nu am smirnă ca și magii, nici tămâie și nici aur, lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Ți le aduc acum înainte,
înainte, cu sfială și rușine, copilaș venit din ceruri, să porți crucea pentru mine. Copilaș venit din ceruri, să porți crucea pentru mine. Iubită biserică, iubiți frați, iată-ne din nou în casa de rugăciune, iată-ne din nou înaintea lui Dumnezeu, în jurul Evangheliei, într-o vreme de liniște, într-o vreme de pace, putem să ne manifestăm credința și aceasta este datorită îndurării lui Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele Lui pentru lucrul acesta. Dacă stăm bine și ne gândim, dacă stăm bine și cugetăm, la frații noștri din trecut, care au plătit cu viața, întâlnirile care le făceau în numele Domnului Iisus Hristos, unii le-au plătit cu bătaie, alții le-au plătit cu închisoare, dar noi, pe un pământ străin, nederanjați de nimeni, putem să manifestăm credința noastră și să spunem liber, nederanjați de nimeni, slăvit să fie Domnul. Vreau să te întreb în seara aceasta, ce te împiedică să strigi de bucurie căci într-o zi în inima ta și în inima mea s-a născut Mântuitorul nostru, s-a născut Domnul Iisus Hristos? Te strâng vecinii? Cine este cel ce nu-ți dă voia și nu-ți permite să spui slăvit să fie Domnul? Iubiților, mi-aduc aminte, nu sunt așa de trecut în viață, dar mi-aduc aminte că mă întorceam către casă împreună cu maică-mea de la biserică și treceam prin centrul comunei. Și la un moment dat poliția ne-a ieșit în față și a zis, de unde veniți? Ce ați căutat voi acolo? Ce ați făcut voi acolo? Și ne-a luat la întrebări, iată-ne în seara aceasta, în locul acesta. Nimeni nu te întreabă, nici măcar păstorul, ce faci? Dar vreau să spun că își va veni o zi când cineva te va întreba, ce ai făcut într-o vreme de libertate? De ce locul care trebuia să-l ocupi în biserică a fost gol? Va veni o zi în care voi fi întrebat și vei fi întrebat, de ce nu ți-ai ocupat scaunul la timpul și la momentul potrivit? De ce? În seara aceasta, haideți să fim foarte atenți la noi înșine, pentru că zilele sunt așa de trecătoare. Mai alaltă ieri umblam cu părinții de mână și astăzi copiii mei sunt mai mari ca mine. Și pe zi ce trece văd că anii se scurg și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, slujiți Domnului cu bucurie. Într-o vreme ca și aceasta, într-o vreme de belșug, vreau să spun întrebarea și să-mi pun în primul rând mie, slujesc oare Domnului eu cu bucurie? Slujesc Domnului cu bucurie? Vreau să-ți dau motivația de ce să slujești Domnului cu bucurie. Și să rămână bine întipărit în mintea ta și în mintea mea că trebuie să-i slujesc Domnului cu bucurie, pentru că în primul rând El a părăsit slava cerească pentru mine și pentru tine. În primul rând El a lăsat toată frumusețea cerului și s-a coborât într-o iesle. Și de aceea trebuie să-i slujesc Domnului cu bucurie. În al doilea rând, pentru că El n-a venit să-i se slujească. Un împărat când se naște, toată lumea este pusă la dispoziție. Însă Domnul Iisus Hristos nici măcar o cameră călduroasă nu i s-a pus la dispoziție, ci i s-a dat o iesle, un grajd,
unde mâncau animalele și unde își petreceau timpul. Aceea i s-a oferit Domnului, unui împărat, i se pun toate la picioare atunci când se naște. Al doilea lucru pentru care trebuie să slujim Domnului cu bucurie și să ținem bine minte, pentru că El n-a venit să îi se slujească, ci El a venit să ne slujească. Melaghet Shai, popor iubit, ascultă lucrul acesta. Probabil că astăzi ți se pare că slujești. Vreau să spun, ceea ce facem, facem doar pentru noi. Pentru ca într-o zi din nou Domnul Iisus Hristos să ne slujească, să ne așeze la masă pe mine și pe tine și să ne slujească. Iubiților, haideți să fim niște oameni înțelepți într-o vreme ca și aceasta. În versetul 19 spune, după ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt. Când ai avut ultima revelație? Când Dumnezeu ți-a descoperit ce trebuie să faci? Dacă preoții aveau cartea în mână, știau totul despre vreme, dar nu li s-a descoperit, Dumnezeu s-a descoperit celor ce-L caută. Celor ce sunt cu inima deschisă, celor care sunt plini de râvnă. Dumnezeu s-a descoperit păstorilor din Betlehem pentru că erau niște oameni veghetori care își făceau slujba lor. Iubiți frați și iubite surori, vreți ca Dumnezeu să vi se descopere? Vreți ca Dumnezeu să vă reveleze tainele zilelor de mâine? Haideți să rămânem veghetori. Să rămânem în adevărul Lui și să zicem, Doamne, ce vrei pentru mine? Nu știu ce ai hotărât pentru ziua de mâine, dar eu vreau să rămân la dispoziția Ta. Iosif a fost omul care a rămas tot timpul la dispoziția Lui, chiar dacă frica, teama l-a cuprins și pe el, pentru că ce-a fost om, ca și noi, și noi suntem oameni. Probabil că de multe ori ne cuprinde frica și teama, dar haideți să rămânem încredințați în Cel ce este viu în vecii vecilor. Iubiților, a trimis un înger. Cere ca Dumnezeu să-ți trimită un înger. Cere ca Dumnezeu să-ți trimită de sus călăuzire. Știți că și noi ceea ce facem doar putem să sfătuim, putem să îndrumăm, dar călăuza vine de sus. Duhul Sfânt să ne călăuzească pe fiecare. Magii s-au dus la păstori, s-au dus la preoți și au întrebat despre, și păstorii au ajutat într-o oarecare măsură, precum și cei care slujesc din cuvântul lui Dumnezeu pot să ne ajute într-o oricare măsură, care este calea. Dar adevărata călăuză vine de sus, de la Dumnezeu. Haideți să ne rugăm Domnului ca într-o vreme ca și aceasta să rămânem sub călăuza divină. Să nu ne lăsăm călăuziți de vorbele unuia și altuia. Cel ce nu dă greș niciodată este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dacă într-o zi mi-a pus de gând să pun mâna pe telefon și să sun, să întreb, ce faci, frate? A fost pentru că și călăuza lui Dumnezeu a fost acolo și de la celălalt capăt s-aud. Sunt bine, dar sunt în spital. Iubiților, nu vreți să rămâneți la îndemâna lui Dumnezeu? Când toată lumea caută să rămână unul la îndemâna altuia, haideți noi, care ne lăudăm cu cuvântul lui Dumnezeu, ne lăudăm că suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Ce minunat este atunci când vine cineva la tine și te încurajează și nu știe problema care o apăsa pe el, dar prin cuvintele care i le-ai rostit a simțit călăuza Duhului Sfânt. Haideți în seara aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ține sub călăuza Lui, iar noi să rămânem
la îndemâna Lui și călăuziți de Duhul Sfânt. Să cerem ca puterea Duhului Sfânt să ne țină treși pe cale. Ce-ar fi făcut Iosif sau ce s-ar fi întâmplat cu pruncul Iisus dacă n-ar fi rămas la îndemâna Lui Dumnezeu? Ce s-ar fi întâmplat? Sau ce se va întâmpla cu ființa mea, cu sufletul meu, dacă n-am să rămân la îndemâna Duhului Sfânt și la îndemâna Lui Dumnezeu? Știu un lucru, căci dacă nu voi sluji Domnului cu bucurie și nu voi rămâne la călăuza Duhului Sfânt și la îndemnul Duhului Sfânt într-o zi, în dreptul meu o să fie un mare semn de întrebare. În dreptul ființei mele o să fie un mare semn de întrebare. Și toată viața pusă la îndemâna Lui Dumnezeu va fi zadarnică, pentru căci nu am trăit-o după îndemnul Lui Dumnezeu, ci am trăit-o după îndemnul firii pământești. Haideți în seara aceasta să ne ridicăm în picioare și ca biserică care ne lăudăm că suntem călăuziți de Duhul Sfânt, într-o vreme ca și aceasta, să insistăm și să zicem: Doamne, așa cum ai călăuzit magii, te rugăm astăzi pe noi, călăuzește-ne prin Duhul Sfânt. Amin. Nu știm ce va aduce ziua de mâine, nu știu ce va veni peste noi, dar știm un lucru, căci dacă vom rămâne la îndemnul Tău, dacă vom rămâne sub călăuza Duhului Sfânt, vom ieși biruitori. Să intrăm în această rugăciune, să intrăm insistent înaintea Lui Dumnezeu, să zicem: Doamne, vrem să rămânem la îndemâna Ta. Și Dumnezeu să ne dea putere în sensul acesta. Amin.
Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. În continuare vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare și fratele Ciuman Ioan ne va motiva pentru următoare rugăciune și doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Amin. În Betleem azi, în Betleem azi e o mare minune. În Betleem azi, în Betleem azi e o mare minune. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îi adoră. Păstori aleargă, iesleau înconjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îi adoră. Păstori aleargă, iesleau înconjoară, mari minuni se întâmplară. Îngeri și oameni, îngeri și oameni, cântă împreună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni, cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îi adoră. Păstori aleargă, iesleau înconjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îi adoră. Păstori aleargă, iesleau înconjoară, mari minuni se întâmplară. Toți să-i dăm loc, dar toți să-i dăm loc, dar în inim să se nască. Toți să-i dăm loc, dar toți să-i dăm loc, dar în inim să se nască. Hristos se naște, Domnul coboară, păstori aleargă, iesleau înconjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii adoră. Păstori aleargă, iesleau înconjoară, mari minuni se întâmplară. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru acest har, să fim din nou în casa lui Dumnezeu, în mijlocul Evangheliei, în jurul Evangheliei și în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Cel care este veșnic viu. Binecuvântat să fie numele. Aici, așa cum spune psalmistul David în psalmul 133, aici primim binecuvântare și viață pentru veșnicie. Este locul cel mai potrivit ca să mulțumim lui Dumnezeu, ca să ne închinăm în duh și în adevăr, și este locul cel mai potrivit ca să primim iertarea lui Dumnezeu, să primim din sfințenia lui Dumnezeu, să primim mântuirea lui Dumnezeu. În psalmul
27, omul lui Dumnezeu David, împăratul. David aud de toate, dar știți că avea o singură dorință înaintea lui Dumnezeu. N-am vrut moartea vrăjmașilor, n-am vrut aur, argint, sănătate, faimă, ci doar un singur lucru. Știți care a fost acel lucru? Și în Psalmul 27, cu versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Era o dorință mare înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Și acum ascultați de ce. Așa cum am venit noi în seara aceasta, am venit cu un gând, cu o dorință, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Atunci când vine Dumnezeu în mijlocul nostru prin Duhul Lui cel Sfânt, este acea frumusețe de nedescris. Când îl simțim în rugăciune, când cuvântul Evangheliei este propovăduit, avem în noi acea bucurie care vine numai de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea ca să ne motivăm pentru această rugăciune, dacă am fost atenți la acest cuvânt care s-a citit din Matei, din capitolul 2, cu versetul 19, putem să privim multe lucruri și să învățăm de la Iosif. Știți care a fost un lucru pe care putem să-l învățăm? Ascultarea de Dumnezeu. Când trebuia să meargă în Egipt, ascultat de Dumnezeu. Când trebuia să se întoarcă, ascultat de Dumnezeu. Și când trebuia să meargă în Nazaret, ascultat de Dumnezeu. Ascultarea este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Că știm că și neascultarea este așa de gravă ca închinarea la idol. Dar cei care ascultă de Dumnezeu primesc înștiințări din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi călăuzește. Când oamenii nu știu, când au atâtea probleme, situații, când nu știu ce să aleagă în dreptul lor, în dreptul familiei lor, dar când oamenii ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu nu îi lasă. Dumnezeu înștiințează. A trimis îngerul. Dumnezeu ne vorbește prin Evanghelie, prin proroci. Dumnezeu vorbește în multe feluri. Numai să luăm noi seama. Vă rog să vă ridicați în picioare și această rugăciune ne vom ruga ca Dumnezeu să ne dea un duh de ascultare. Să ascultăm de El totdeauna. Amin. Și atunci când ne place sau nu. Era greu pentru Iosif și pentru Maria să meargă în Egipt. Erau oameni săraci, să meargă într-o țară străină. Așa cum mulți dintre noi am venit în țara aceasta și poate n-am avut atâtea resurse financiare și era greu la început. Dar gândiți-vă pentru Iosif și pentru Maria și pentru copilașul Iisus. Cât de greu era. Dar s-au încrezut în Dumnezeu, au ascultat de El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Dacă mai sunt familii care au adus copiii la binecuvântare, să ne facă cunoscut printr-un bilet, ca să le putem face toate la timpul lor și cu rânduială, și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare și vom mai face o rugăciune pentru cauze și pentru cei bolnavi. Amin. Iar dacă cineva vrea să mai slujească, de asemenea să ne trimit un bilet și doresc ca Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Iubiți frați și surori, dorim în continuare să mai continuăm să ne rugăm în această seară. Chiar dacă în zilele trecute s-a vorbit foarte mult despre nașterea Domnului Iisus, despre modul cum ea a avut loc în lumea noastră, dorim ca și în această seară, această naștere a Domnului Iisus, care s-a întrupat în lumea noastră și a luat chip de om, să ne rămână în continuare întipărite în mintea noastră, dar să nu rămânem cu acel gând că Iisus este tot micuț, este un copilaș. Domnul Iisus a născut în lumea noastră în urmă cu peste 2000 de ani, dar astăzi este Fiul de Dumnezeu și a de la dreapta lui Dumnezeu și va reveni într-o zi pe nori să-și răpească biserica Lui, care a răscumpărat-o prin sângele Lui, cu palmele Lui, pe lemnul crucii la Calvar. Vrem în această seară
Să avem încredere că celui a care ne rugăm nu este un copilaș mic. El ne ascultă prin problemele noastre, prin necazurile noastre și ne dă biruință. De aceea vrem în această seară să facem această rugăciune și să ne aducem aminte că El întotdeauna ascultă pe cel care înalță glasul dintr-o inimă sinceră și dintr-o inimă neprefăcută. Vrem în această seară să mai facem această rugăciune pentru cei bolnavi, pentru cauzele care noi le aducem înaintea Lui, cu credința că Dumnezeu va aduce biruință într-o zi în viețile noastre, cu credința că într-o zi vor mai veni în locul acesta suflete care vor mărturisi că Domnul a dat biruință, că Domnul s-a atins de starea lor, că Domnul a lucrat, că Domnul a vindecat, slăvit să fie numele Lui. Am citit în această seară un pasaj ca o continuare a acestor sărbători și spunea versetul 20: Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Vedeți dumneavoastră că Domnul Iisus, chiar de când s-a născut, a fost urmărit ca să fie omorât. Dar cel care a îngăduit ca El să vină în lumea noastră, a științat prin vise, a științat ca Iosif și Maria să aibă grijă și să ia pruncul și să plece în Egipt. Dar a venit un moment în care Dumnezeu și-a chemat ceea ce a trimis în Egipt și spune versetul 20 mai departe: au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel, pentru că acolo trebuia să pătimească Hristosul cu ceva ani mai târziu. Iubiți frați și surori, vrem în această seară să ne mângâiem cu aceste cuvinte, că Domnul nostru Iisus Hristos așteaptă să-ți răscumpere mireasa, așteaptă ca biserica să se pregătească pentru cer, chiar dacă oamenii caută fel și fel de înfățișări în care caută să le slujească idolilor. Noi avem un Dumnezeu care îi purtăm numele și vrem să ne închinăm înaintea Lui în duh și în adevăr. Vrem ca această lucrare să continue cu noi care suntem acum și probabil dacă Dumnezeu va mai îngădui lume și viață de trăit, să continue cu copiii noștri pe care noi îi învățăm calea Domnului. Și vrem în această seară să ne rugăm pentru cei micuți, pentru copiii care se nasc, ca Dumnezeu să-i ocrotească. În vremea aceea Irod căuta să omoare fiecare prunc de parte bărbătească, dar în aceste vremuri în care trăim, vrășmașul se luptă cu toate armele lui ca să ucide cât mai mulți copii prin alte metode, prin alte lucruri care sunt în ziua de astăzi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze copiii. Ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze pe toți acei întâi născuți care vin la binecuvântare și numele Lui care este pus peste ei să rămână ca o protecție în lumea aceasta, pentru că trăim într-o vreme în care oamenii merg din ce în ce mai rău. Noi vrem să rămânem lângă Domnul Iisus Hristos, care a promis că va reveni să-și ia mireasa Lui la cer. Nu știm cât vom mai avea de suferit, nu știm prin ceea ce va trebui să mai trecem, dar trebuie să rămânem lângă El, indiferent de circumstanțele care sunt în viața noastră. Și mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze pe fiecare în parte și să ne facem o cercetare lăuntrică în seara aceasta. Pentru că Dumnezeu este acela care ne cunoaște și dacă bine vă amintiți ieri, prin locul acesta ne-a vorbit prin glas de prorocie și nu tare ne-a lăudat. Se cade ca fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem care este starea mea personală cu Dumnezeu, care este starea ta personală cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să o facem fiecare în dreptul nostru. Foarte ușor știm să arătăm cu degetele în stânga sau în dreapta, dar mai puțin spre noi. Vreau în această seară ca fiecare în dreptul nostru să ne cercetăm. Și dacă considerăm că pe undeva l-am întristat pe Dumnezeu în aceste zile,
Haideți să le cerem iertare în prima parte a rugăciunii și Duhul Sfânt să lasă iertare în mijlocul nostru. Vrem ca numele Domnului să fie proslăvit în locul acesta și vrem ca prin unitatea noastră care suntem aici să simțim că Dumnezeu lucrează, să simțim că Dumnezeu dă biruință, să simțim că Dumnezeu cercetează inimile noastre. Spunea Apostolul Ioan în capitolul 3, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din petrele acestea poate să ridice fia lui Avraam. Iată securea care a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Iubite frate și soră, haideți fiecare să ne întrebăm în această seară ce fel de rod am adus noi anul acesta. Ce am făcut noi pentru Domnul, ca Domnul să se poată să lăuda cu mine și cu tine. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea un duh de cercetare în seara aceasta. Suntem mai puțini și putem să stăm înaintea Domnului în rugăciune și ne vom ruga pentru cei bolnavi. Dar înainte de aceasta, haideți într-o parte așa scurtă a rugăciunii, fiecare din noi să ne cercetăm și să vedem ce rod am adus noi anul acesta pentru Domnul. Și dacă nu avem la ce să ne gândim, la ceea ce am făcut, să ne rugăm ca El să ne ierte, să ne rugăm ca El să ne dea putere, să privim mai departe cu încredere înainte și să ne ajute Domnul să o facem de acum înainte, dacă până acum probabil n-am făcut ceea ce trebuia să facem. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. Ne vom ridica la rugăciune și vrem ca în această seară Dumnezeu să ia aminte la fiecare cauză pe care noi le aducem înaintea Lui și El să lucreze cum va găsi El cu cale la fiecare în parte. Aici a apărut din nou un bilet în care spune să ne continuăm să ne rugăm pentru Ania Cursaru, această fetiță care este în spital, care se ne-am rugat și ieri de mai multe zile. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea și să dăruiască vindecare, să întărească acești doi părinți care se roagă pentru ea și să le dea putere ca să poată ieși biruitori din această încercare. Ne vom ruga în continuare și pentru sora Loredana, cumnata mea, care are nevoie de intervenția Domnului ca Dumnezeu să se atingă de ea. Vom privi spre aceste ecrane și ne rugăm pentru fiecare cauză care este amintită acolo. Aș dori ca fiecare dintre noi să ne punem măcar o zi în locul celor care sunt, care suferă acolo și să ne gândim oare cum am putea să ieșim biruitori de acolo. Spuneam altă dată cuiva că când intri în încercare, vezi, știi acel moment, dar nu mai știi momentul când poți să ieși din ea. De aceea aceste suflete au nevoie de atingerea Domnului, ca Dumnezeu să se atingă de ei, să le dăruiască biruință, să le dăruiască vindecare deplină. Ne rugăm pentru acei copii care sunt afișați acolo, ca Dumnezeu să se atingă de fiecare din ei. Ne rugăm și pentru Raluca, fetița mea, ca Dumnezeu să o vindece pe deplin. Dacă mai sunt alte cauze printr-o ridicare de mână, faceți un semn Domnului că El este aici și privește la fiecare în parte. Vrem să ne plecăm capetele și intrăm în această rugăciune și doresc ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Timpul de rugăciune a luat sfârșit. Continuăm în continuare să ne rugăm pentru cei care slujesc prin cântare, ca Dumnezeu să îi binecuvinteze, să le dea har. Continuăm să ne rugăm pentru mesajul în această seară care va fi vestit prin fratele Eugen Lache, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și să-i dăruiască o ușă de cuvânt pentru noi toți în seara aceasta. În cele ce urmează vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare. Este o familie care a dus copiii la binecuvântare, familia Erdeli aduce pe micuțul Asael, dacă bine pronunț. Îi rugăm în timpul cântării să vină aici în față și tot în timpul acestei cântări fratele Vasile Timșac se va organiza să oficieze această lucrare împreună cu ceilalți frați și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. După această lucrare voi anunța și ceea ce urmează. Amin. Într-un sat nesemnat din Iudeea, într-o iesle din Betleem, s-a născut așteptatul Mesia, să-i cântăm cu îngerii în cor. Cânt Osana, cânt Osana, Osana, Rege al Regilor, cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana lui Iisus. Părăsiți turma voastră-n câmpie, alergați umiliți la El. El este singura bucurie pentru prinși și pentru cercetori. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, Rege al Regilor. Cânt Osana, cânt Osana, Osana lui Iisus. În Iisus veți găsi fericire, veniți acum de grab la El. Pace sfântă și multă bucurie, în inimă El revarsă azi. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, Rege al Regilor. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana lui Iisus. Amin. Este așa să fie. Aminul tău și al meu este într-un cuvânt spus, Doamne, împlinește ceea ce se rostește din cuvântul tău și binecuvântarea să fie peste el. Avem un nume mai puțin obișnuit, dar binecuvântat, numele Asael, și zicem din toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le. Așa să binecuvântați pe copilul Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Asael. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Asael. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Asael.
astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a spus Domnul. Amin. Pentru că Tu ești Dumnezeul tuturor binecuvântărilor, îți mulțumim că în seara aceasta avem în biserică Elim un Asael care este adus să fie binecuvântat de Tine. Biserica se unește în această dorință a familiei căruia Tu l-ai dăruit și vrea ca împreună cu ea să stea înaintea Sfințenii Tale și să punem numele Tău peste Asael, peste toate zilele rânduite de Tine pe care le va avea sub soare. Îți mulțumim, Doamne, că încă Asael a beneficiat de harul să vină într-o casă în care este chemat numele Tău. Atâția copii se nasc pe străzi, atâția sunt abandonați în spitale. Neamul românesc, Doamne, are mâinile pline de sângele acestor copii și aș vrea, Doamne, să Te înduri de neamul nostru și să ajut, Doamne, ca mamele care nasc să-și iubiască copiii și să-i ia lângă ele, Doamne, chiar dacă le este greu, Doamne, Tu ești Cel care dai putere și dai biruință. Ne închinăm cu asta El, Doamne, și aș vrea ca viața Lui să fie o viață binecuvântată, cu o mamă care să-L iubească, cu un tată care să și-L dorească și care să aibă putere să muncească pentru ca El să crească lipsit de grijuri, mama Lui să aibă credință în Tine și încredere în Tine peste tot ce va veni, Doamne, că va fi biruință și în dreptul Lui Asael. Iar cât privește acest copil frage și neputincios, așa am venit fiecare, dar cu ajutorul Tău am ajuns ceea ce suntem și îți mulțumim că-și Tu ai pentru fiecare un viitor și o nădejde. E un viitor și pentru Asael, Doamne. E un viitor pentru creșterea lui, pentru dezvoltarea lui, pentru sănătatea lui. E un viitor pentru protecția lui, Doamne. Când o lume întreagă se frământă să se protejeze, noi îl punem pe Asael sub protecția Ta divină. Când o lume întreagă se teme de virus și de boli, noi încredințăm Ție viața lui Asael, un medic suprem și în mâna căruia, Doamne, nimica nu poate să fie depășit și nicio situație nu Te depășește. Și de aceea, Doamne, încredințăm pe Asael în brațul Tău. Încredințăm creșterea lui, dezvoltarea lui, mintea lui, trupul lui. Toate, Doamne, vrem să fie protejate de Tine. Iar dacă El, Doamne, Asael, a primit un nume care îl leagă de Tine, care îl leagă de ceruri, ajută-L ca ori de câte ori va auzi acest nume rostit de părinții lui și de alții să privească înspre ceruri. Are terminația Ta în numele acesta, Doamne. Este un har să știe când va fi mare că El îți poartă numele Tău. Binecuvintează-L cu harul Tău în toate zilele vieții lui. Iar dacă în seara aceasta, Doamne, părinții care L-au adus, au în ei o taină, au în ei o așteptare. Doamne, noi nu vrem să ne revelezi nouă tainele, dar vrem să le asculți și să le primești și să le dai biruință. Dacă au teamă pentru Natanael și pentru ceilalți doi copii, dacă au frământări, Doamne, Tu ești Dumnezeul domnilor, Domnul domnilor și Dumnezeul nostru. Întărește acești părinți, pe mama, pe tata, binecuvintează-i cu credință în Tine, pentru ei și pentru copiii lor. Și ajută-i, Doamne, ca să rămână credincioșie. Îți mulțumim pentru Asael. Ne închinăm înaintea Ta cu El și Te binecuvântăm. Amin. Tată, Doamne, înaintea Ta și înaintea Sfințenii Tale, Doamne, să-ți mulțumesc, Doamne, pentru Asael, Doamne, Dumnezeule, că este sănătos, este bine, Doamne, Dumnezeule. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, și pentru soția mea, Doamne, că este sănătoasă, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate, Doamne Dumnezeule, că ne-ai dat putere de muncă, Doamne. Ne-ai dat, Doamne Dumnezeule, toate cele trebuie, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc pentru toate, Doamne Dumnezeule. Te rog, Doamne Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, să mă apropii mai mult de Tine, Doamne. Că, Doamne, m-am depărtat, Doamne, și doresc, Doamne, din suflet, să mă apropii mai mult de Tine, Doamne, să scau mai mult, Doamne, casa Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate. În vei de pe ce. Amin. Ocupăm locurile. Dumnezeu să binecuvinteze această familie și El să le poarte de grijă în continuare. Copiii familiei Lachi doresc să laude pe Domnul cu o cântare tot despre această lucrare și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Și după ei, fratele Daniel Albu are și el o cântare spre slava Domnului. Domnul să-l binecuvinteze și pe el.
Și după fratele Daniel, sora Iulia, va lăuda și pe Domnul cu o cântare. Amin. Domnul. Am și o emoție la fel de mare ca și ei, dar Domnul să le dea putere și să-i binecuvânteze. Se naște iar Iisus, pentru a câta oară. El stă la ușă tot plângând, înfrigurat și tremurând, și-ți bate la inimă blând, dar tu îl ții afară. El stă la ușă tot plângând, înfrigurat și tremurând, și-ți bate la inimă blând, dar tu îl ții afară. Se naște iar Iisus, de atâția ani într-una. Doar la Crăciun îți amintești, serbezi pasiv și același ești, și-n obiceiuri strămoșești, te scalzi întotdeauna. Doar la Crăciun îți amintești, serbezi pasiv și același ești, și-n obiceiuri strămoșești, te scalzi întotdeauna. Se naște iar Iisus, se naște din Fecioară. Deschide țieslea inimii și cântă azi cu îngerii. Azi încă îl mai poți primi, poate-i ultima oară.
deschide-ți ieslea inimii și cântă azi cu îngerii, azi încă îl mai poți primi, poate-i ultima oară. Trezește-te acum, prietene și frate, nu te înșela serbând hazliu, Iisus e în cer, Iisus e viu, primește-L până nu-i târziu, să poți scăpa de moarte. Nu te înșela serbând hazliu, Iisus e în cer, Iisus e viu, primește-L până nu-i târziu, să poți scăpa de moarte. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. De la staul la Golgota, cât amar și suflet trist, trist privea pe cruce bolta, norii grei porneau revolta clocotind. Trist privea pe cruce bolta, norii grei porneau revolta clocotind. De la staul la Golgota, numai răni și vânătăi, te pândeau mereu dușmanii, până n-au mai fost strădanii pentru ei. Te pândeau mereu dușmanii, până n-au mai fost strădanii pentru ei, pentru ei. De la staul la Golgota, calea cum să-ți o cunosc, ce elan, ce milă dulce te-a putut din cer aduce pe pământ. Ce elan, ce milă dulce te-au putut din cer aduce pe pământ, pe pământ. De la staul la Golgota, numai răni și vânătăi, ce cuvinte poți să spui, cum plângeai pe-o cărăruie pentru ai tăi. Ce cuvinte poți să spui, cum plângeai pe-o cărăruie pentru ai tăi, pentru ai tăi. Din Egipt în Ghețiman, numai drum și priveghe, te pândeau mereu dușmanii, până n-au mai fost strădanii pentru ei. Te pândeau mereu dușmanii, până n-au mai fost strădanii pentru ei, pentru ei. De la iesle până la mine, câte lacrimi
lacrimi câți martiri, unde aș mai găsi suspine, Doamne, să-ți aduc mai bine mulțumiri. Unde aș mai găsi suspine, Doamne, să-ți aduc mai bine mulțumiri, mulțumiri. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Ne ridicăm și ascultăm cuvântul Domnului care va fi vestit prin fratele Eugen Lache și dorim ca Domnul să binecuvinteze. Amin. Haideți împreună să deschideți Sfintele Scripturi la un cuvânt care s-a mai citit, din Luca, capitolul 1, cu versetul 26. Pagina Sfintele Scripturi 985. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logotită cu un bărbat numit Iosef din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căruia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată. Vei naște un fiu care vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zice stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Versetul 46 și 47. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am vrea împreună să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, să-L binecuvântăm pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Ne bucurăm că este o seară deosebită în care continuăm, cum spunea și fratele data trecută, sărbătoarea Luminii. Nașterea Domnului Iisus Hristos, Crăciunul pe care oamenii din afară îl sărbătoresc, l-au sărbătorit și îl sărbătoresc în continuare în felul lor. Doresc în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt. Este atâta cuvânt, este atâta bogăție în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, cuvântul Domnului și mesajul din seara aceasta pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, să învățăm de la Maria câteva virtuți creștine de care noi avem nevoie, frați și surori. În măsura în care dumneavoastră vă veți ruga, cer de la Dumnezeu să-mi dea lumină, să-mi dea înțelepciune din acest cuvânt, ca să putem înțelege ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Ce eu vorbim Mariei, Dumnezeu ne vorbește și nouă în seara aceasta. Doresc ca Dumnezeu să ne dea inimi primitoare de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să lasă harul lui peste noi în seara aceasta și să ne deschidem inima la acest cuvânt al lui Dumnezeu, frați și surori. Cea mai mare minune care s-a întâmplat vreodată în istoria omenirii, când Divinitatea Sfânta Treime se întrupează și coboară
la noi oamenii de pe pământ. Este cea mai mare minune care a fost vreodată și nu va mai fi niciodată alta, frați și surori, deoarece Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, a coborât în lumea aceasta într-o simplitate extraordinară. Ceea ce arată sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, arată simplitatea prin care El a pătruns în lumea aceasta, frați și surori. Ea este esențială pentru locuitorii planetei Pământ. Nu s-a găsit pentru pruncul Iisus. Îmi imaginez în vremea aceea, dacă era rece, era frig, ajungi la acel han, bătând poarte din poartă în poartă, ai văzut un han și ai bătut acolo la poartă. Hangiul deschide ușa și vede un tânăr, o tânără, cerând loc de găzduire. Și le-a spus, pentru voi, nu este loc. S-a găsit loc pentru atâția oameni. Și pentru Mântuitorul nu s-a găsit, frați și surori. Pentru că El a venit în starea cea mai de jos, într-o stare de umilință, într-o stare de simplitate extraordinară. Dacă oamenii cheltuiesc enorm de mulți bani ca să fie primiți, ca să li se facă anumite favoruri, vedem că pentru Mântuitorul nu s-a găsit decât o iesle goală. Pentru regina Elisabeta, pentru regina Angliei, care a făcut o vizită în Statele Unite, s-au cheltuit 20 de milioane de dolari pentru o vizită a reginei în Statele Unite. Sume enorme pentru o vizită de câteva zile. Și pentru Prințul Cerului, pentru cel ce coborâ din cer și s-a întrupat pe pământ, aducându-ne vestea cea bună, vestea cea măreață, aducându-ne îngerilor. Vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut ce? Un mântuitor, binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, cea mai mare minune pe care a fost vădată în universul acesta, în cuvântul Domnului care în seara aceasta l-am citit, vreau, cu ajutorul lui Dumnezeu, să trec prin câteva lucruri denumindu-le virtuți creștine pe care noi ar trebui să le avem. Învățând de la Maria, în primul rând, și primul lucru care îl desprindem din Sfânta Scriptură, din versetul 27, spune cuvântul Domnului felul următor: la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. O fecioară din Nazaret. La nașterea Domnului Iisus Hristos s-au întâmplat niște surprize extraordinare, niște paradoxuri, dacă vreți să spunem așa. Lucruri care poate de multe ori oamenii nu le înțeleg. El vine dintr-o altă lume și coboară în lumea noastră, în întunericul acestei lumi. Spune cuvântul Domnului în cartea Proverbelor Vechiului Testament, oamenii și neamurile cei ce trăiau în întuneric au văzut o mare lumină. Au văzut o mare lumină. Pătrunderea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta, venind ca Mântuitor, venind ca Emanuel, venind ca să ne elibereze de sub păcat, pentru că nu era altă șansă și Dumnezeu din veșnicie a hotărât lucrul acesta, binecuvântat să fie numele Domnului. În primul rând, vreau să pun accent pe lucrul acesta. Maria era o fecioară. Maria avea reguli pe care le respecta. Maria avea principii după care ea trăia. Cum și nouă Dumnezeu ne-a lăsat reguli, porunci, legi, orânduiri, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să le păzim. Maria avea principii după care trăia. Ce o determina pe Maria
să aibă principii, să trăiască o viață curată, să fie fecioară și să se păstreze pentru ce? Pentru ce? 400 de ani de întuneric, 400 de ani în care Duhul lui Dumnezeu nu știința nimic. Și totuși vedem oameni care după 3-4 generații care așteaptă. Vedem o Elisabeta, vedem un Zaharia, oameni neprieniți. Vedem un Simeon, vedem o Ana, o femeie înaintată în vârstă care aștepta mântuirea lui Israel. Oameni care așteptau din generație în generație, din grădina Edenului, ni s-a vorbit că se va ridica cineva care va zdrobi capul șarpelui. Moise, i-a spus că Dumnezeu va scoate un proroc ca și mine, de el să ascultați. Și toate profețiile din Vechiul Testament își au împlinire în Noul Testament. Dar ajungem în Nazaret. În Nazaret. Nazaretul era un oraș nu prea văzut bine. În Nazaret erau oameni care înșelau. În Nazaret era prostituție. În Nazaret era mizerie. În Nazaret era o societate degradantă. Și îmi pun întrebarea: Doamne, în Nazaretul acesta Tu ai găsit o fecioară? Ai găsit un fecior pe care îl cheamă Iosif? Doi oameni, doi tineri, care își au în viața lor principii după care trăiesc, reguli pe care le respectă, ce i-a determinat pe acești doi tineri să trăiască după voia lui Dumnezeu în întunericul care exista în vremea aceea în lume? Fără Duhul Sfânt, fără descoperiri, fără revelații, fără vedenii, ce i-a determinat pe oamenii aceștia, pe acești doi tineri, să trăiască o viață pură și curată? Pentru că Maria, spune cuvântul Domnului, era fecioară. De ce oare, îmi pune întrebarea, nu s-a descoperit și nu s-a dus îngerul lui Dumnezeu în Ierusalim? Mândria evreilor cu templul, cu legea, având în templu tot ceea ce era necesar, nu s-a dus la o fată a marelui preot, nu s-a dus la o fată dintre fetele leviților care cântau acolo la templu. Nazaretul era considerat un Corint. Știți dumneavoastră, în Cartea Corintienilor, ce exista și ce era acolo în Corint? Cam așa era privit Nazaretul. Pentru că într-o anumită împrejurare, când Sinedru era într-o anumită discuție cu privire la Mântuitorul, la Domnul Iisus Hristos, unul dintre ei a dat următorul răspuns: auzi, uită-te tu că din Nazaret nu s-a ridicat nimic bun. Nu-mi pun întrebarea și nu spui întrebarea: de ce Pilat a pus acea inscripție pe crucea Domnului Iisus Hristos? Iisus din Nazaret, regele iudeilor. O bașocură. Iisus din Nazaret. Și imediat cei din Sinedru: de ce ai pus? Șterge, că nu-i șterge. Ce a fost scris? Rămâne scris și nu-l retras. Ceea ce el a scris. Pentru că, citea fratele Sorin în seara aceasta, el se va chema cum? Nazarenean, frați și sorori. Binecuvântat să fie numele lui. Vremea Vechiului Testament, care spunea despre tinerii care se păstrează, eram în tinerețe împreună cu foarte mulți tineri din mai multe biserici. Și acolo, întâlnindu-ne cu bătrânii la templu, la biserică, ne spunea: mă, voi trebuie să trăiți o viață de nazirei. Și noi când am auzit nazirei, nazirece, tineri puși deoparte pentru Dumnezeu. Doresc ca Biserica Elim să aibă tineri puși deoparte pentru Dumnezeu.
care să aibă principii de a trăi pentru Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, Maria era o fecioară și, cum am spus, avea principii după care trăia, avea reguli după ce trăia, trăia o viață și cu o inimă curată, pentru că spune cuvântul Domnului, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului, să ne dea putere Dumnezeu să trăim o viață după voia Domnului și să avem inimi curate, frați și surori. Pentru că spune cuvântul Domnului, în privința aceasta, fete și feciori din Biserica Elim, Cartea Eclesiastului, capitolul 11, versetul 9, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Aș vrea în seara aceasta să ne întrebăm, care sunt principiile după care noi trăim? Pentru că spune cuvântul Domnului și vreau să citesc în Cartea Evreilor, frați și surori, în Cartea Evreilor vrea să citesc din Evrei, capitolul 12. Și noi, virtutea pe care Maria o avea de a fi fecioară, de a fi fecior, este în capitolul 12 din Evrei, versetul 1, spune așa, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un oraș de mare de martori, ce să facem noi? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne împășoară așa de lesne și să alergăm în alergarea care ne stă înainte, frați și surori, să ne dăm silința, să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Să trăim o viață cum vrea Dumnezeu, pentru că spune versetul 14, tot din Evrei, capitolul 12, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Frați și surori, să nu ne amăgim singuri, pentru că Dumnezeu ne-a stabilit prin Sfânta Scriptură niște reguli clare după care noi trebuie să trăim și să umblăm în lumea aceasta, frați și surori. Fără aceste reguli, de a trăi în sfințenie după voia lui Dumnezeu, spune Biblia că nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă am spus prima dată, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea, în Cartea Evreilor, capitolul 12, un alt cuvânt, fără pace și sfințenie, spre cuvântul Domnului, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Cartea lui Tit spune, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Eu nu știu, nu arată Biblia mama Mariei, dacă a învățat-o aceste principii de viață. Dacă o sădit în ea, cum o sădit altă dată bunica și mama lui Timotei în el, acele învățători ale Scripturii, pe care i-o dat-o direcție în viață, ajungând un slujitor în casa lui Dumnezeu. Dar vedem că Maria, chiar dacă era stricăciune, chiar dacă era depravare, cum și în societatea în care noi trăim astăzi, sunt atâtea lucruri și societatea este atât de depravată și nu are nevoie de Dumnezeu, nu are nevoie de Mântuitorul, nu are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, noi ca Biserica Domnului Iisus Hristos să trăim după principiile Scripturii și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, frați și surori. O altă virtute pe care o arată cuvântul Domnului aici, în Luca, în capitolul 1, în versetul 34. Prin cuvântul Domnului, căci Maria era interesată de ceea ce îi vorbește îngerul. Interesant! Stau și mă gândesc că Maria și Iosif, la veste pe care le-a adus-o îngerul, prima dată se gândeau, este adevăr? Este realitate? Oare este adevărat ceea ce aud urechile noastre sau vedem? Mă gândesc că prima dată au stat la cumpene. Vedeți că Biblia arată la început că Iosif nu vrea să-i deschidă dosar penal Mariei. Pentru că Maria, după întâlnirea cu îngerul, a plecat la Elisabeta în munți. Maria nu a plecat cu Iosif, cum pleacă tinerii noștri. Maria a plecat singură la Elisabeta.
Ea a fost umbrită de Duhul lui Dumnezeu. Ea a fost păzită de Dumnezeu. Pentru că spune că s-o duș și a rămas multă vreme acolo la Elisabeta. Pentru că o trebuit Maria, frământarea pe care era în inima Mariei, trebuia să-și primească o confirmare, pentru că dacă îngerul i-a spus și Elisabeta este însărcinată în luna cutare, și imediat Maria a vrut să vadă confirmarea dacă ceea ce i-a vorbit îngerul este așa, și străbate cale îndelungată până ajunge la Elisabeta. Elisabeta locuia departe, la zeci de kilometri în munți. O femeie, o fecioară, să călătorească o distanță atât de mare, nu e atât de simplu? Dar Duhul lui Dumnezeu era acela care o umbrea pe Maria ca să poată ajunge acolo unde trebuie. E și normal când Maria se întoarce de la Elisabeta. E normal că se vedea că era însărcinată. Își mai punea Maria problema: când voi intra în Nazaret, trebuie să mă vor vedea, oamenii vor fluiera. Ce ai făcut? Unde ți-i bărbatul? Nu a fost simplu pentru Maria, să știți. Dar Maria știa: eu am trăit o viață sfântă înainte de Dumnezeu. Am trăit cu frică de Dumnezeu. Eu am trăit neprihănire. Și dacă ceva este în viața mea, aceea este de la Dumnezeu. Ceea ce i-a spus îngerul, cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, este da și amin, pentru că spune aici în cuvântul Domnului că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, frați și surori. Al doilea lucru, și cum spuneam, vedem în versetul 34, Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta? Maria este interesată de ce se va întâmpla. Tu mai ești interesat de ce se va întâmpla? Maria, unui om care cere lămuriri într-o situație nemai întâlnită, o surpriză pe care cerul o face Mariei. Maria cere detalii. Tu pentru viața ta personală, tu ceri de la Dumnezeu călăuzire? Iubiți frați, surori, tine sau mai în vârstă, mai suntem noi interesați de cuvântul lui Dumnezeu? Maria arată în versetul 34, este interesată și întreabă îngerul. Ea putea să plece, nu? Dinaintea îngerului. Mi-o dat vestea, când o să fie, o să fie, nu-i nicio problemă. Dar nu! Maria cere amănunte. Maria a vrut să știe că ceea ce îi vorbește este un adevăr. Ceea ce îi se spune este hotărârea cerului divin pentru planeta Pământ. Pentru că spune: ești binecuvântată, Maria, ți s-a făcut mare har, Maria, ai căpătat trecere, Maria, sunt virtuți, sunt din partea lui Dumnezeu lucruri extraordinare pe care îngerul îi spune lui Maria. Și Maria nu se mulțumește și îi cere îngerului detalii. Îi cere și spune așa: cum se va face lucrul acesta? Pentru că eu nu știu. Pentru mine e o surpriză. Pentru mine parcă e ceva greu de crezut. Iosif este la casa lui. Iosif nu este aici. Te rog să-mi deslușești lucrul acesta. Cere lămuriri. Tu ești interesat ca Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvânt? Tu ești interesat să-ți deschizi inima la cuvântul lui Dumnezeu? Tu ești interesat de o problemă din viața familiei tale, cu privire la un copil, cu privire la soție sau soț, cu privire la o suferință pe care unul din membrii familiei o poartă în trup? Tu ești interesat să mergi înainte lui Dumnezeu și să spui: Doamne, ce va fi? Când a venit îngerul Domnului la Manoah și a spus despre nașterea lui Samson, imediat îi spune soțului și se roagă să mai vină odată omul acela să ne spună, să aibă o confirmare,
să fie sigură. Cere amănunte. Dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, ai o direcție, trăiești o viață după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt. Pentru că spune cartea lui Iov că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dumnezeu are multe moduri de a ne vorbi. În seara aceasta îți vorbește prin cuvânt. Mariei i-o vorbi pentru un înger. Niște îngeri au venit la păstori. Pentru că dacă păstorii erau trimiși la templu din Ierusalim, conform legilor iudaice, n-aveau ce căuta păstorii, ciobanii. Nu li se dădea voie să intre în Ierusalim. Erau de la marginea societății. Dacă ar fi fost să se nască Mântuitorul Domnul Iisus Hristos în templul și îngerii, când au venit pe câmpia Betleemului să le vorbească păstorilor, de ce nu i-au trimis să se ducă în templu să-L caute pe Mântuitorul? Nu! Dumnezeu le vorbește după capacitatea lor de a înțelege și le-a spus, duceți-vă și îl veți găsi înfășat în scutece. Unde? Într-un staul. Saul era elementul cunoscut de către păstori, nu era ceva străin de ei. Și de aceea îngerii le-au vorbit lor după cunoștințele lor. Ei nu aveau ce căuta în templul din Ierusalim. Ei nu, lor nu le era îngăduit să intre în Ierusalim. Erau oameni de la marginea societății. Dar vedeți că Dumnezeu alege lucrurile, cum spune Apostolul Pavel, de o însemnătate mică, neînsemnați, prin care Dumnezeu își face numele de slavă, binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, aș vrea să te rog în seara aceasta, dragul meu care ești în casa de rugăciune, aș vrea să fii interesat de cuvântul lui Dumnezeu. Cum spunea fratele Vlad când a anunțat, începând cu începutul anului, să facem un studiu biblic, să citim Biblia. Poporul spune că piere din lipsă de cunoștință. Cum, Doamne, atâta Biblie care avem în casele noastre, Doamne? Atâtea predici pe internet, Doamne? Avem Biblia pe telefon, nu mai aducem Biblia la adunare, că avem telefonul, dar tu când îl scoți din buzunar, nu-l scoți să te uiți dacă de unde se citește, că tu primești mesaje, tu primești anumite confirmări, primești anumite lucruri, acolo like-uri și tu ești interesat să te uiți la acele lucruri și pierzi firul de legătură pe care tu trebuie să-l ai în casa lui Dumnezeu, că Dumnezeu îngăduie un cuvânt pentru tine. În seara aceasta Dumnezeu îți spune, fii interesat de ceea ce Dumnezeu îți vorbește, că Dumnezeu de fiecare dată când vii în casa de rugăciune are un cuvânt pentru tine, are o hrană spirituală pentru tine și El este acela care vrea să-ți vorbească. De aceea te rog, rămâi cu inima deschisă. Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt plin de putere, frați și surori. Vedem un al treilea lucru în cuvântul Domnului, versetul 38. Arată Biblia o supunere și o smerenie extraordinară. Supunerea și smerenia, frați și surori, sunt virtuți creștine pe care noi trebuie să punem un accent deosebit, frați și surori. Este cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, versetul 38. Maria a zis, deci Maria primește relații, Maria primește confirmare, primește totul ceea ce vorbește îngerul și cum se va întâmpla lucrul acesta și apoi spune. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. După ce a spus lucrul acesta, este unicul verset în Biblie și primul pe care îl găsim aici, la începutul lui Noului Testament, când o fecioară, o ființă umană spune lucrul acesta, iată roaba Domnului. O fecioară care avea principii de trăire și de viață și se păstra curată. De unde a cunoscut și să poată să exprime cuvântul acesta, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și apoi spune cuvântul Domnului că îngerul a plecat. Îngerul și-a făcut misiunea, îngerul o da relații, îngerul a stat de vorbă cu Maria, i-a spus ce are de făcut și Maria,
în cea mai adâncă supunere și smerenie. Că spune cuvântul Domnului și în versetul 48, pentru că a privit spre starea smerită a robei sale, iată că de acum încolo toate neamurile vor zice fericită. Vedem că Dumnezeu o ridică pe Maria încetul, încetul, după calitățile și virtuțile creștine pe care le arată cuvântul lui Dumnezeu. Spune, iată că Domnul a privit spre starea smerită, pentru că spune Cartea Sfântă în Iacob, acolo în capitolul 4, spune că Dumnezeu le stă celor mândri împotrivă, dar celor asmeriți, ce se întâmplă? Le dă harul, binecuvântat să fie numele Domnului. În seara aceasta am citit, pentru că atunci când a venit Îngerul Maria, i-a spus, ție, căreia ți s-a arătat mare har, tu în seara aceasta ai harul acesta că libertate, ești în casa de rugăciune și poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu și poți să ceri detalii de la Dumnezeu și poți să ceri ca Dumnezeu să-ți descopere cu privire la viața ta, familiei tale. Fii interesat de lucrul acesta. Maria a fost interesată. Al treilea lucru și a treia virtute a fost smerenia, a fost umilința, o a patra virtute pe care o găsim aici la Maria și de la care noi putem învăța este respect și bună purtare. Respect și bună purtare, frați și surori. Pentru că spune versetul 40, cum am repetat la început, Maria, după ce s-a aflat însărcinată, o parcurs mulți kilometri să ajungă la Elisabeta. Și când s-o spune cuvântul Domnului, în versetul 40, că l-am citit, spune că a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine. A urat de bine Elisabeta. Maria, o fată crescută bine, cu respect deosebit. Nu a mers acolo, îngerul mi-a spus, voi avea și voi purta pe Fiul lui Dumnezeu. Se ducă la Maria, să deschidă ușa. Tu știi cine sunt eu? Tu știi în societate cât de bine sunt văzut să-și arate anumite lucruri? Nu. Maria dă dovadă de un respect deosebit. Și spune cuvântul Domnului, a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Spune că l-a auzit Elisabeta urarea Mariei, spune că i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. La ceea ce a vorbit Maria, s-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste Elisabeta, spune că a primit Duhul Sfânt Elisabeta, pentru că a venit cel din cer care trebuia să se nască prin Fecioara Maria. A coborât Duhul Sfânt în casa aceea, pentru că a găsit o fecioară care avea principii, avea reguli, trăia după voia lui Dumnezeu, trăia cu o inimă curată, avea o stare de smerenie, o stare de umilință, era dovedită și voia să afle de la Dumnezeu multe lucruri care le-a cerut îngerului, să înțeleagă care este menirea ei pe pământ și când ajunge la Elisabeta. Oară, în aceeași stare și cu un respect deosebit, frați și surori. Mi-am adus aminte și vorbea aici fratele Nelu Filip când a venit de la conferințele de la Paris și printre cele trei puncte care el le-a predicat, una dintre ele a fost vorbirea. Cum este vorbirea ta? Copil al lui Dumnezeu, care ai principii, care ai reguli, care vrei să trăiești după voia lui Dumnezeu. Ai principii în viața ta? O spus despre vorbire. Vorbirea, spune cuvântul Domnului, este aceea care spune că vorbirea voastră să fie cu har. Și mai ceva, să fie cu sare. Sare este aceea care previne putreziciunea, stricăciunea. Mai avem noi, la sfârșit de an 2019, sare noi înșine? Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul de a mai sărea societatea, prietenii noștri, colegii noștri, familia noastră, dacă nu mai este sare, spune că este aruncată în drum și este călcată de oameni, cât de important este ca noi. Și Dumnezeu pune un accent deosebit pe vorbirea noastră. Vorbirea voastră să aducă zidire. Vorbirea voastră să aducă ridicare. Vorbirea voastră să aducă îmbărbătare. Poți să faci lucrul acesta. Este sfârșitul de an.
Mai sunt câteva zile și vei trage linie în 2019, vei face bilanțul în anul acesta față de anul trecut, cât am urcat, pe care treaptă am urcat a neprihănirii. Bă, este vorbirea mea schimbată față de anul trecut? Mai glumesc eu cu cei din jur? Maria, nu a mers cu glumele la Elisabeta, auzi, a venit s-o prezenta la mine cineva, nu. Când a intrat, spune că s-a umplut de Duhul Sfânt Elisabeta și ea a strigat cu glasare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pâncetului tău. Și o să zic, cum mi s-a dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul uritare, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Elisabeta confirmă ceea ce a spus Îngerul lui Dumnezeu. A fost o confirmare. Maria, fecioara, avea nevoie de confirmare după ce a spus Îngerul. S-a dus zeci de kilometri ca să-i fie confirmarea care vine din partea Duhului Sfânt prin Elisabeta și îi spune lucrul acesta care l-am citit aici în Psalmul 45. Timpul trece atât de repede, trec la o altă virtute pe care noi ar trebui să o avem și spune așa, versetul 46. Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul. În momentul în care tu ai virtuțile acestea creștine, trăiești după viață, trăiești o viață după voia lui Dumnezeu, trăiești cu frică lui Dumnezeu, ai o vorbire clară, ai o vorbire curată, ești un om sau o femeie care știi să respecti, care știi să deschizi gura cu înțelepciunea, că ce așa a făcut și Maria și ne-a dat ca exemplu pe pagina Scripturii, Dumnezeu va aduce în inima ta lauda. Vei fi un om care vei lăuda pe Dumnezeu. Vei fi un om care vei mări pe Dumnezeu. Pentru că vedem, dacă urmărim aici cântarea Mariei, în vreo 7 versete aici, este vorba despre vreo 14 psalmi. Pentru că spune că Coloseni 3:16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Dacă ai cuvânt al lui Dumnezeu, ești bogat în cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl cunoști Sfânta Scriptură, lucrul acesta va aduce laude prin gura ta la adresa lui Dumnezeu. Îl vei lăuda pe Dumnezeu pentru minunile care le face în viața ta. Și o altă virtute, și cu aceasta închei versetul 47, spune Maria, spunea, Maria a spus: și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu. Bucurați-vă, spune cartea Filipienilor. Și iarăși zic, bucurați-vă. Vreți să avem bucurie, frați și surori? Haideți să trăim principiile Scripturii. Hai să avem virtuțile pe care le-a avut Maria. Și dacă vom avea aceste virtuți, frați și surori, dacă vom avea aceste virtuți pe care le arată cuvântul lui Dumnezeu, vom fi oameni fericiți, vom fi oameni bucuroși, vom fi oameni care vom lăuda pe Dumnezeu. Deci Maria era fecioară, Maria era interesată de ceea ce vorbește Dumnezeu, Maria trăia în supunere, în ascultare de Dumnezeu, Maria avea un respect deosebit, avea o bună purtare, era lumină și sare, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Maria laudă pe Dumnezeu, apoi spune Biblia că Maria se bucura în Domnul. Frați și surori, sunt trepte pe care noi creștinii, credincioșii, trebuie să le parcurgem. Fără pace, fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă am urmat exemplul Mariei în seara aceasta, Dumnezeu ne va da putere să trăim o viață după voia Domnului și vom ajunge acolo sus în cer. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Ne ridicăm și mulțumim Domnului pentru această seară, pentru cuvântul care a fost vestit prin robul său. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să le împlinim în viața noastră cu fapta în fiecare zi și zic ca bunul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Haideți să mulțumim Domnului pentru această seară. Amin.
Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășia Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți. Amin. Timpul din această seară l-a sfârșit. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare cu o seară binecuvântată. Amin.